Vreau să zic că guvernarea politicienilor din Austria, dar și din România, adică ni s-a sugerat că s-a rezolvat problema. Adică vom intra în martie pe cale aeriană, adică sau pe vaporaș, pe vaporaș dai seama, pentru turiști, pentru cine. 80 și ceva la sută din români nu vin cu avionul, tată, în România. Vin cu mașina personală, vin cu prietenii, cu autocare, cu trenul, cu ce vrei tu. Adică, cu alte cuvinte, nu-i ajută absolut deloc. Operatorii economici nu-i ajută cu nimic, că nu duci produse cu avion. Cu alte cuvinte, o facem chestia asta pentru turiști și pentru bogați. Asta îmi facem. Atât. Deci nu e nicio glumă, e o prostie. Adică ne pare ceva, primarul Vienei este bucuros. Pentru că ăla care ce să cheltuie bani în Viena, cu siguranță se duce cu avionul, nu s-a să meargă 15 ore cu mașina. Adică cu alte cuvinte, deocamdată nu e. Da? Adică... De dublu limbaj, cum dreg unii busuioc, uite, doamne, nu e Austria așa toată. De fapt, toți sunt... Nu, ce-am zis că e o golănală și la ea și la noi. Adică ni se sugerează că e mare șmecherie. Mă, tată, deci nu am nevoie de părerea ta. Deci ar trebui dacă suntem parte. Președintele, ce să facă președintele, dar el nu e de acord cu poziția unei Hammer, că cu tare... Exact, neprostesc. Adică asta e... Și repet, avantajul real pentru români nu este...